Azi vorbim despre cele mai bune produse pe care le-am descoperit și folosit constant în 2022. Ne revedem cu favoritele anului. Cred că niciodată nu este prea târziu să vorbim despre produse bune, cel puțin din punctul meu de vedere, pe care le-am folosit des în anul anterior și pe unele dintre ele le-am și recumpărat, deci dovada faptului că îmi plac mult de tot, așa că despre asta o să discutăm astăzi și o să vedeți că avem atât produse cât și chestii extra, pentru că o să discutăm despre produse de machiaj, produse de îngrijire a tenului, câteva pentru corp, mă uit la ele, mă uit în partea aceasta pentru că le am aici, dar o să vorbim și despre câteva seriale, filme și cărți ce mi-au plăcut mie în mod deosebit. Așa că haideți să trecem la treabă. O să începem cu produsele cosmetice, dar înainte de asta vreau să mai fac o scurtă mențiune. Majoritatea dintre ele, chiar toate dacă nu mă înșel, pot fi comandate online, așa că în cazul în care sunteți fanii genului acesta de cumpărături, nu uitați că de fiecare dată când vă luați ceva online, puteți să primiți înapoi o parte din banii pe care voi îi cheltuiți. Cum faceți asta? Vă reamintesc de Tipli, care este o platformă de cashback online, deci chiar lucrul acesta face, trebuie doar să intrați pe site-ul lor sau pe aplicație și vi le recomand pe ambele. Vă creați un cont, iar după logare o să vă apară lista cu toate magazinele de unde puteți să faceți voi cumpărături și să primiți bani înapoi. Sunt acolo o grămadă de magazine, pe lângă cele cu produse cosmetice, avem și magazine cu haine, cărți, electrocasnice, chiar și călătorii, așa că vă invit să aruncați o privire pentru a le descoperi pe toate. Sunt peste 400 de magazine, dacă nu mă înșel, ceea ce este minunat. Iar principiul de funcționare este foarte simplu. După ce te-ai logat pe contul tău, alegi magazinul de unde vrei să-ți faci cumpărăturile, Tipli te va redirecționa direct pe site-ul lor, iar tu faci cumpărăturile ca în mod obișnuit, iar un procent din banii pe care tu îi cheltuiești în funcție de site se va întoarce în contul tău bancar, ceea ce zic eu că este foarte bine, dragilor. Iar dacă o să folosiți linkul pe care vi-l las eu în descrierea acestui clip pentru a vă crea cont, o să primiți și o recompensă de 30 de lei după prima voastră cumpărătură online și totul se va aduna acolo în contul vostru de Tipli, iar apoi banii aceștia puteți să alegeți să-i primiți înapoi pe un card bancar. Așadar, dragii mei, vă încurajez să vă faceți cont, este gratuit, nu aveți nimic de pierdut, așa că accesați linkul din descriere. Revenim la favoritele noastre, o să vă arăt întâi de toate produsele de machiaj și pregătiți-vă pentru că sunt foarte multe și o să încep cumva așa într-o ordine a aplicării, așa că întâi de toate vă arăt fondul acesta de ten. Se numește Liquid Waterproof Foundation, are 30 de ml și am aici două nuanțe, este același produs, am cea mai deschisă nuanță de la el care este 1NBW și cea mai închisă care este 3NBW. Și practic le folosesc combinându-le, dar după cum se poate observa, nuanța cea mai deschisă este cea mai folosită pentru că din ea pun cel mai mult. Este un fond de ten care vine cu pompiță și am decis să-l cumpăr și să-l încerc anul trecut pentru că eram în căutarea unui fond de ten cu acoperire mare, care să arate bine în poze și pe filmări și care să reziste foarte, foarte bine. Deoarece, după cum probabil unii dintre voi știți, anul trecut am avut cununia civilă și nunta. La cununie civilă până la urmă m-am dus la cineva să mă macheze, mare greșeală. Iar la nuntă m-am machiat singură și am avut pe față fondul acesta de ten. Și de ce am decis să-l includ în clipul de astăzi? Deoarece, într-adevăr, rezistă foarte bine. Vă spune asta o persoană cu un ten mixt, care la un moment dat pe parcursul zilei vede așa, secreție abundentă în zona aceasta ten, dar în același timp și transpir foarte, foarte mult, mai ales când este extrem de cald afară, când este vară, iar acesta a făcut față cu brio de la 6 dimineața, cam așa când l-am aplicat eu pe ten, până a doua zi dis de dimineață, lucru care pe mine m-a impresionat. Nu l-aș recomanda a fi folosit în viața de zi cu zi, acum fiecare are gusturile lui. Dacă vreți un fond de ten, după părerea mea, perfect pentru
evenimente, pentru ocazii, când vrei să arăți impecabil, ca tenul tău să fie așa unul de porțelan, o să-ți placă foarte mult produsul acesta. Singurul minus pe care îl are este consistența, deoarece este una așa mai bogată cumva, destul de densă, pot să zic, mi-amintește un pic de consistența acelui fond de ten de la Dermacol, nu știu dacă l-ați încercat vreodată, dar a fost faimos pentru puterea lui de acoperire în ceea ce privește tatuajele. Cam pe acolo se duce consistența, bine, într-adevăr e un pic mai lichidă decât a acelui fond de ten, iar cel mai bun mod de aplicare pe care l-am găsit eu cel puțin este întâi de toate să-mi scot fondul de ten pe dosul palmei, pentru că oricum trebuie să amestec nuanțele între ele, iau un burețel umezit foarte bine și stors de apă, întâi de toate apăs burețelul pe produsul respectiv ca să intre cumva produsul în burete și de-abia apoi vin și îl aplic pe ten, adică nu îl iau pur și simplu cu degetele, îl pun punctat și apoi îl întind cum fac în general cu un fond de ten aplicat cu burețelul, pentru că ce face acest fond de ten? Se usucă foarte repede, așa că dacă o să-l punctați pe toată fața, nu prea aveți timp să-l întindeți frumos uniform înainte să se usuce, așa că ori îl lucrați pe bucățele, ori încercați tehnica pe care v-am zis-o eu. Dacă voi mai știți alta, aștept să-mi scrieți în comentarii. Și alt lucru pe care l-am observat la acest fond de ten este faptul că se consumă foarte, foarte repede, dar pentru mine asta nu e neapărat o problemă, pentru că puteți să-l urmăriți pe site-ul lor și să-l prindeți la un preț foarte bun, să știți, au niște reduceri prin vară, prin iarnă, ceva de genul, așa că merită încercat dacă aveți nevoie de multă rezistență și multă putere de acoperire. În 2022, pentru că deja aveam în cap ideea că o să mă machiez eu la aceste evenimente importante din viață, mi-am reamintit ce produse aveam eu favorite înainte și pe care știam că dacă o să le folosesc nu o să fiu dezamăgită. Așa că mi-am cumpărat acest anticiarcăn de la MAC, este recumpărat, de fapt, sunt la al treilea, dacă nu mă înșel, este cel Pro Long Wear, care are 9 ml, iar eu am aici nuanța NC15, nu știu sincer dacă este cea mai deschisă, vine cu pompițe, să știți, bineînțeles că este murdar pentru că l-am folosit și astăzi, și recipientul este făcut din sticlă, deci mare atenție cu el că se poate sparge destul de ușor. De ce îmi place atât de mult și l-am cumpărat de atâtea ori? Întâi de toate, are o textură foarte lejeră. Eu scot o pompiță tot așa pe dosul palmei și apoi îl aplic cu degetele și le stompez cu burețelul. Lucrez pe părți pentru că el tot așa cumva se usucă destul de repede sau nu știu, cam așa acționează la mine în momentul de față. Important de știut, dacă aveți de gând să-l folosiți, neapărat să vă hidratați zona din jurul ochilor pentru că se poate strânge, mai ales că se usucă cumva atât de repede. Și mai și rezistă foarte bine toată ziua, acesta este alt motiv pentru care l-am recumpărat. Iar ultimul și nu cel din urmă este faptul că are o acoperire mare, bineînțeles, acoperă cearcănele foarte, foarte bine, dă și luminozitate în zona aceea, dar în același timp v-am zis, are textura aceasta extrem de fluidă și nu simți că ți încarcă zona, dar v-am zis. Micul, micul minus este că trebuie să lucrezi la fel destul de repede cu el, să le stompezi. Eu personal îl ador, acum aștept să-mi scrieți în comentarii dacă l-ați încercat și cum vi se pare vouă. La capitolul pudră, tot așa am ceva recumpărat, refolosit, cred că sunt la al treilea sau al patrulea recipient și nu vă exagerez, și da, este vorba tot despre un produs de la MAC, mai exact pudra aceasta din gama Studio Fix, este pudra aceea compactă, a mea se află nuanța NC20, este o pudră care vine și cu oglindă, iar în partea de jos are un compartiment cu un burețel cu care vine ea inclusă, iar pudra este practic aceasta, este murdărică pentru că am folosit-o și la machiajul de astăzi. De ce este favorita mea? Pentru că, întâi de toate, matifiază tenul foarte bine, dar cumva nu îl lasă încărcat, nu știu, cel puțin nu se întâmplă asta la mine, dar în același timp oferă și o acoperire în plus fondului de ten și cumva uniformizează și mai bine atât nuanța cât și suprafața tenului. E foarte șmecheră pudra, vă zic sincer, vă dați seama dacă am recumpărat-o de atâtea ori. Îmi place și pentru faptul că este compactă și doar o scoți, ai aplicat-o și
gata. Deja am o adâncitură în ea, nu știu dacă o să se vadă asta, o să vă filmez oricum pudra de aproape și nu mai uitați-vă la swatch-ul acesta ca să înțelegeți cât este de pigmentată această pudră și foarte, foarte cremoasă. Ea, din câte știu, este etichetată ca fond de ten compact, dar nu am folosit-o niciodată ca fond de ten, nu știu ce să vă zic, doar ca pudră și în felul acesta îmi place mult de tot și vă recomand din suflet, dacă nu ați încercat-o până acum, chiar dați-i o șansă pentru că e chiar ce trebuie. Un blush sau, mă rog, far de obraz, după care am fost înnebunită anul trecut și inițial când l-am cumpărat nu m-a dat așa pe spate, mai ales că vine sub formă lichidă. Este vorba despre acesta, dragilor, blushul lichid de la Rare Beauty și eu l-am în nuanța Bliss. Cred că este cea mai deschisă, dacă nu mă înșel, varianta mată, pentru că aceste blush-uri vin și într-o variantă sidefată. Vine cu burețelul acesta pe care, da, eu îl folosesc direct pe piele pentru că îl folosesc doar pe mine. Neapărat blush-urile acestea lichide, cremoase, trebuie să le aplicați direct pe piele, peste produsele cremoase și apoi să veniți cu pudră dacă mai aveți nevoie, pentru că altfel nu o să se întindă deloc cum trebuie. Și cum îl aplicam, scoteam burețelul, ștergeam neapărat excesul pe margine, fac acolo două puncte pe obraj și apoi ori îl întindeam cu o pensulă din aceea tăiată în unghi specială pentru produse cremoase, ori cu burețelul umezit și estompa atât de frumos, îți îmbujora așa obrajii, dar în același timp nu îți dai seama că este un blush aplicat acolo, mai ales dacă aveai grijă să nu pui prea mult dintr-o dată. Mare atenție, produsul acesta este foarte, foarte, foarte pigmentat. Puneți puțin și vedeți apoi dacă mai aveți nevoie sau nu. Deci, ce mi-a plăcut la el este întâi de toate felul cum se întinde, pentru că nu se usucă prea repede și ai timp să le stompezi. De asemenea, pigmentația aceasta ajungi să folosești o cantitate foarte mică de produs și astfel te ține o veșnicie, dar mare grijă că este un produs cremos și practic nu putem să-l folosim prea mult timp de când l-am desfăcut. Acesta încă nu și-a schimbat consistența sau mirosul și de aceea îl mai folosesc în continuare. Iar alt atu pe care îl are este faptul că rezistă foarte, foarte bine pe ten. Extrem de bine. În general, pe tenul meu cel puțin, blush-ul este cel care dispare primul, dar când îl folosesc pe acesta, nu. Dacă mă machiez dimineața, știu că seara încă mai am acolo o nuanță de roz în obraj. Într-adevăr, se mai estompează, vă dați seama, într-un interval lung de ore, dar în mare parte încă îl poți observa la sfârșitul zilei pe ten, așa că acesta a fost unul din motivele pentru care am decis să-l includ în acest clip și v-am zis, îmi place mult, dacă o să-l recumpăr, nu știu dacă neapărat fix nuanța aceasta, pentru că aș mai vrea să mai încerc și altele, așa că dacă vă interesează, dragilor, îl găsiți la Sephora. Am zis că vă arăt produsele într-o ordine și mi-am dat seama că am uitat să vă arăt corectorul meu favorit din 2022, așa că vi-l arăt în momentul de față. Nu am doar unul, este vorba despre un kit, kitul acesta de la Oriflame din gama The One, care m-a impresionat de la prima folosire și a fost extrem, extrem de utilizat anul trecut. O să vedeți din close-up că deja am făcut niște adâncituri, mai ales în nuanța aceasta de culoarea pielii și nuanța de verde. Nuanța de verde îmi plăcea foarte mult și îmi place în continuare, sunt nebunită după el și îl folosesc. Să o pun pe zonele roșiatice înainte de fondul de ten, iar nuanța aceasta de culoarea pielii o folosesc atât pentru a acoperi anumite coșuri, imperfecțiuni după fondul de ten în cazul în care mai este nevoie sau pentru a ilumina anumite zone, de exemplu sub sprâncene sau dacă vrei să conturezi mult mai frumos buzele, să le scoți în evidență, corectorul acesta funcționează foarte bine. Ce mi-a plăcut totuși atât de mult la produsul acesta este cremozitatea, dar și pigmentația pe care o are. Nu era nevoie să pui o cantitate prea mare pentru că produsul acesta deja se vedea, aplicai produsul pe ten și cu un deget curat îl întindeai și gata, rămânea acolo, totul era perfect, deci nu trebuia să te chinui absolut deloc cu el,
chiar și dacă aveam anumite zone de pe față care erau mai uscate, fiind atât de cremos, aluneca impecabil. Iar alt avantaj este faptul că ai aici un kit, deci ai 3 nuanțe, totul într-unul, crede-mă că nu ai nevoie de o cantitate mai mare de atât. Este un produs atât de compact, deci este potrivit și pentru călătorii, l-am folosit și pentru alte persoane, pentru alte tipuri de ten și v-am zis, funcționează foarte, foarte bine, așa că dacă aveți nevoie de un kit din acesta cu nuanțe diferite de corector, vă recomand să-l încercați și îl mai găsiți și în alte culori mai închise decât aceasta. Aici este varianta light, iar când îl prindeți la ofertă, puteți să-l găsiți și undeva între 25-35 de lei, ceva de genul acesta, dar nu uitați că întotdeauna puteți să vă luați produsele Oriflame cu reducere, iar pentru lucrul acesta, iar o să vă las în descriere un link, dragilor, și puteți să vă faceți contul vostru personal, vă plasați comanda și aveți reducere. Toate comenzile de minim 100 de lei au 20% reducere, spre exemplu. Ca iluminator favorit, anul trecut l-am avut pe acesta. Cred că este și ușor murdărel, da, îmi cer scuze. L-am folosit și astăzi, să știți, nu știu dacă o să se vadă foarte bine pe cameră. Este iluminatorul de la Ofra, bine, unul dintre ele. O să vă scriu pe ecran denumirea lui și nuanța, pentru că nu știu sigur dacă este cea de aici de pe spate și o să verific pe site. Și cam așa arată. Vine și cu oglindă, să știți, și este practic cumva un iluminator în două culori sau trei. Pentru că îl ai în felul acesta, într-o parte este cu roz și în altă parte este o nuanță așa de șampanie, un auriu cu argintiu, dar după cum spuneam, cam aici ai trei nuanțe de iluminator, pentru că poți să le folosești separate sau să le amesteci între ele. De ce îmi place atât de mult? De ce l-am folosit atât de intens și îl folosesc în continuare? Pentru că este genul de iluminator care se vede și mie încă îmi plac cele de genul acesta. Combina acum nuanțele așa între ele și numai uitați-vă cât de intens este și de cremos în același timp. Nuanța de roz, să știți că nu este chiar foarte, foarte pregnantă, cumva se duce spre un argintiu mai mult, cu o tentă de roz. Mie personal mi se potrivește, având un ten destul de deschis la culoare, așa că eu am folosit ambele nuanțe. În machiajul de astăzi, tot așa le-am amestecat între ele. Este iluminatorul pe care l-am folosit și în machiajul de mireasă, dar și la alte evenimente pe care le-am avut. Într-adevăr, nu-l folosesc în viața de zi cu zi, pentru că este destul de puternic, adică se vede, mai ales afară, în lumina naturală, lucești ca un bec. V-am zis acum, mie îmi place lucrul acesta, dar depinde și de gusturile pe care le aveți voi, deci iată, dacă vreți un iluminator super intens, cremos și care să și reziste bine toată ziua, chiar vă recomand iluminatorul acesta de la Ofra. Iar dacă nu vă place nuanța aceasta de roz, puteți să-l găsiți în mai multe culori pe site-ul celor de la Makeup Shop. Eu de acolo l-am luat. La capitolul sprâncene, anul trecut vreau să vă zic că am încercat foarte multe produse, pentru că am vrut să încerc diverse tehnici și căutam niște produse care într-adevăr să-mi fixeze sprâncenele și să le țină acolo de dimineața până seara. Așa că, în selecția de astăzi, am să vă arăt 4 produse de sprâncene, dragilor, 2 sunt de fixare și 2 de umplere de conturare. O să încep cu cele de fixare, pentru că așa cum v-am zis, în 2022 mi-am schimbat tehnica în care îmi fac sprâncenele și întâi de toate obișnuiesc să le fixez și apoi să le conturez. Așa că, unul dintre cele mai bune produse de fixare, și nu vă exagerez, cel pe care l-am folosit și machiajul de astăzi, gelul acesta minune, Got to be Glue, îl găsiți pe Notino, de acolo mi se pare că l-am luat eu, vine într-o cantitate gigantică de 150 de ml, știu că este un gel pentru păr, de fapt, pentru fixarea coafurii, dar l-am văzut folosit de foarte mulți make-up artiști, așa că mi-a atras atenția. Ce reușește el să facă? Îți ridică firele din sprâncene pentru a da efectul de lifting, dar în același timp se usucă atât de bine, credeți-mă, că nu ți se mai mișcă firele, nici cele mai rebele fire, și credeți-mă că eu am unele dintre ele, adică firele mele din sprâncene sunt destul de groase și trebuie un produs
puternic care să le fixeze în loc, iar după ce le ridici poți să le dai formă, să le aplatizezi, iar apoi poți să vii cu capătul unei pensule și să le lipești de piele și acolo rămân toată ziua. Într-adevăr, este un produs cu care trebuie să ai un pic mai multă atenție în momentul în care îl folosești, să ștergi excesul în cazul în care rămâne pe piele, dar dacă înveți să lucrezi cu el, crede-mă că este genial. Minusul pe care îl are, din câte am observat eu, este faptul că nu poți să aplici orice produs de conturare după ce l-ai aplicat pe piele, așa că o să vă arăt astăzi două produse pentru umplerea sprâncenelor pe care le-am descoperit eu și care funcționează foarte bine împreună cu el. Iar al doilea produs de genul acesta de fixare este gelul acesta transparent de la Benefit, cel pe care probabil l-ați văzut peste tot, pe tot internetul. Vreau să vă zic că înainte am mai încercat gelul acesta și din câte mi-aminteam eu, asta acum câțiva ani buni, parcă nu fixa atât de puternic sprâncenele, dar descoperindu-l în 2022 am rămas uimită. Deci, înțepenește firele în sprâncene aproape la fel de bine ca acesta. Dacă acesta vi se pare prea mult, acesta mai lasă cumva o ușoară mobilitate, să spunem, cel puțin nu se usucă chiar atât de repede ca cel anterior. În schimb, el este mult mai practic, pentru că ați văzut și voi, vine direct cu recipientul acesta, cu periuță, pur și simplu îl aplici, ridici sprâncenele, le aplatizezi și îl lasă să se usuce. Nu mai ai nevoie de altă perie și la el trebuie să ștergi excesul în cazul în care ajungi să dai pe ten. Deci ambalajul și produsul așa cum vine el este mult mai ușor de utilizat, iar lucrul acesta este un plus. De asemenea, de ce l-am inclus în favorite? Pentru că așa cum am spus, și el face o treabă foarte bună în ceea ce privește fixarea firelor de sprâncene și tot așa peste el poți să vii cu alte produse, doar că acesta este mult mai scump decât cel pe care vi l-am arătat anterior, dar în același timp ambele să știți că se consumă foarte greu, mai ales dacă le folosiți doar pentru voi, așa că merită să le dați o șansă. Dacă le-ați încercat până acum, aștept să scrieți în comentarii care este favoritul vostru sau pe care dintre cele două l-ați încercat și cum a funcționat la voi. Și vă spuneam că aceste două geluri fixează atât de bine firele încât apoi nu prea poți să mai aplici orice produs după. Iar pentru mine, cea mai bună și rapidă variantă de a umple sprâncenele a fost kitul acesta, dragilor. Este noul kit de la Oriflame, tot așa din gama The One. Înainte avea o altă formă, iar acum arată așa, nu mai vine cu oglindă din păcate și nu înțeleg de ce. Vine tot în trei nuanțe, dar mie mi-a plăcut în mod deosebit aceasta închisă, numai pe ea am folosit-o, să știți. Ce-mi place la el, așa cum am zis, rapiditatea cu care poți să umpli sprânceana. Doar iei fardul acesta pe o pensulă din aceea oblică de sprâncene, l-ai dat peste sprânceană și gata, nu-ți bați capul, iar efectul cumva este mult mai natural. Spre exemplu, astăzi am făcut o combinație cumva între aceste două produse, imediat vi-l arăt și pe celălalt, dar în mare parte am folosit kitul acesta. Iar alt plus pe care îl are este faptul că acum, în noua variantă, mi se pare că fardurile acestea au un subton mult mai neutru sau mai rece decât le aveau cele din kitul vechi, iar lucrul acesta pentru mine este un plus pentru că sunt brunetă sau, mă rog, un șaten foarte închis, după cum se poate observa, și mi se potrivește nuanța mult mai bine. Dacă rezistă fardul peste gelul acesta, da, rezistă foarte, foarte bine, tot așa de dimineață până seara, așa că am tot abuzat de fardul acesta închis, după cum v-am zis, pentru că era cea mai rapidă metodă și cea mai eficientă pentru mine. Dar pe lângă kit au fost situații în care aveam nevoie de mai multă definire, mai multă pigmentație sau pur și simplu aveam niște goluri în sprâncene și trebuia cumva să le umplu într-un mod așa mult mai precis. Așa că, dragilor, am descoperit minunea aceasta de produs. Este markerul pentru sprâncene de la NYX, un produs foarte lăudat, îl găsiți în extrem de multe nuanțe, iar cea pe care o am eu aici se numește Espresso, care nu este cea mai închisă, să știți. Un stilou, după cum se poate observa, iar penița este atât de subțire și de flexibilă încât poți să-ți faci treaba cu el impecabil și dacă ai nevoie de un fir extrem de subțire în sprânceană, poți să-l trasezi, dar de asemenea, dacă apeși prea mult pe peniță, poți să-ți încarci
sprânceana și să se întâmple un accident, să zicem așa, dar dacă înveți să lucrezi cu el, este senzațional. Folosind markerul acesta, poți să umpli sprâncenele și într-un mod mai natural, să-l pui doar acolo unde ai goluri, dar poți să le și definești, să le dai o formă, să le schimbi forma, așa că îmi place acest lucru. Alt avantaj pe care îl are este faptul că rezistă foarte, foarte bine, mai ales dacă îl combinați cu gelurile de dinainte și, bineînțeles, nuanța mi se potrivește excepțional. Nuanțele acestea, din câte am testat și le-ai în magazin, nu au subton roșiatic, în afară de cele care sunt destinate pentru persoanele cu un păr mai roșcat, așa că pe mine mă avantajează. Deci îmi place mult, mult de tot, deja l-am recumpărat, v-am arătat eu în ultimul haul, dacă nu mă înșel, și dacă nu l-ați încercat până acum, chiar vă invit să-i dați o șansă. Online puteți să-l găsiți pe Makeup Shop și pe Notino, pe alte site-uri nu știu ce să vă zic. Vorbim acum și despre produse pentru machiajul ochilor. Iar în acest an trebuie să recunosc că iară nu prea am folosit tuș de ochi. Dacă voiam să-mi conturez ochii, foloseam fard sau creion, dar pentru că am vrut să folosesc tuș în machiajul de mireasă, am ajuns să încerc unul nou care mi-a plăcut atât de mult încât am început să port un pic mai des. Și este vorba despre gelul acesta de la Inglot, în nuanța aceasta se numește 77, este nuanța clasică de negru, un negru mat. Și mi-a plăcut foarte mult, după cum v-am zis, pentru că, întâi de toate, are o consistență de gel, dar cumva așa mai fluidă, mai gelatinos, adică te ajută într-adevăr să trasezi linia de tuș mult mai ușor și chiar dacă are consistența aceasta ușor mai fluidă, totuși păstrează intensitatea, opacitatea, nu este nevoie să revii de nu știu câte ori pentru a ajunge la un negru intens, din prima și este suficient. Alt avantaj pe care îl are este faptul că rezistă foarte, foarte, foarte bine și vă spune asta o persoană cu ochii destul de sensibili care lăcrimează din temiri ce, fie că e soare, fie că e frig, lăcrimez. Și să știți că a rezistat și în machiajul meu de mireasă când, într-adevăr, am lăcrimat în acea zi, așa că dacă aveți nevoie de un tuș negru rezistent, un negru mat și care în același timp să vă permită să lucrați ușor cu el, vi-l recomand pe acesta și dacă vă interesează, îl găsiți pe site-ul celor de la Inglot. Iar înainte de a vorbi despre paleta de farduri favorită din 2022, vreau să vorbim despre mascara sau rimel, cum vreți să-i spuneți voi. Eu, în general, să știți că îi spun rimel și favoritul meu este acesta, dragilor. Mi-a plăcut maxim, sunt la al doilea tub în momentul de față, este deschis destul de recent. Rimelul este de la Oriflame, din gama The One, rimel nou care a apărut în 2022, se numește False Lashes, deci promite efect de gene false și ce este special la el, pe lângă formulă, este și periuța aceasta flexibilă. Efectiv se rotește periuța la 360 de grade și în felul acesta îți permite să ajungi la orice geană și nu exagerez când spun lucrul acesta, mai ales că în vârf are cumva și un mic buzdugan, să zicem așa, cu niște perișori care reușesc să prindă chiar și genele din colțurile externe sau interne ale ochiului, așa că da, cumva oferă efectul acesta de volum. L-am folosit și astăzi ca să vedeți mai bine despre ce vorbesc. Dă efectul acela ca și cum, nu știu, ai gene puse, ai mai multe gene practic și în același timp le și alungește, dar nu le încarcă, nu le lipește, rezistă foarte bine, chiar dacă nu este waterproof, negrul este intens, e fix ce trebuie, dragilor. Mi-a plăcut mult de tot, după cum v-am zis, și îl folosesc și în continuare, iar la ofertă puteți să-l prindeți pe la vreo 20-25 de lei, asta la preț de catalog, dar nu uitați că puteți să-l luați și mai ieftin de atât, așa că ce să ne mai dorim, dragilor, când face toate lucrurile acestea și putem să-l luăm la un preț atât de mic? Dacă l-ați încercat deja, aștept să-mi scrieți în comentarii cum a funcționat și la voi, pentru că sunt curioasă. Pe mine, încă o dată, cam așa arată. Și așa cum am spus, vorbim și despre paleta de farduri favorită din 2022. Iar aici vreau să vă recunosc că iar am avut un an în care nu prea am mai folosit farduri, nu am avut timp să mă fac cu ele, dar în momentul în care m-am decis să
stau să mă machiez cu farduri și toate lucrurile acestea, am observat că cel mai des am întins mâna după aceste două palete, așa că vi le arăt împreună. Întâi de toate o avem pe aceasta, care este de la Huda Beauty și are un ambalaj absolut superb. Am avut-o inclusă și în Project Pen, vine cu oglindă și cam acestea sunt nuanțele. Sper să nu vă orbesc cu lumina și cu oglinda aceasta. Bineînțeles că o să-i fac close-up ca să puteți să vedeți fardurile îndeaproape. Nu toate sunt folosite la aceeași intensitate, să spunem, dar îmi plac foarte mult. Atât cele mate, cât și cele sidefate. Îmi plac pentru că sunt cremoase. Cele sidefate au ele ceva special, pentru că în funcție de lumină reflectă într-un anumit fel și transformă cumva machiajul. Se combină perfect împreună. Este o paletă versatilă, după cum se poate observa, pentru că poți să-ți faci și machiaje mai naturale, în nuanțe din acestea de maro, dar și machiaje într-un roz, mov sau chiar să mergi pe o pată din aceasta de verde. Și poate deja vă dați seama sau nu, machiajul pe care l-am făcut astăzi este realizat cu această paletă. Am folosit câteva nuanțe de aici și cam asta a ieșit, iar alt avantaj pe care îl are această paletă este faptul că fardurile se blenduiesc foarte ușor, nu trebuie să insiști și, așa cum am spus, se combină extrem de repede între ele. Iar a doua paletă este de la Natasha Denona, paleta Bronze, care, așa cum îi spune și denumirea, vine în nuanțe din acestea. Nuanțe foarte, foarte calde, mate, sidefate, este o nebunie această paletă. Am folosit-o și în machiajul meu de mireasă, la fel fardurile sunt cremoase, se amestecă ușor între ele. Singurul lucru care lipsește din această paletă este o nuanță mată de bej pentru a ilumina colțul intern și arcata sau pentru a fixa o bază de machiaj, dar în rest paleta pot să zic că este aproape completă. Dacă își merită banii, pentru că totuși vorbim despre o paletă Natasha Denona, eu zic că da, acum depinde din nou și de preferințele fiecăruia și de bugetul pe care îl avem. Aceasta este prima paletă pe care mi-am cumpărat-o de la Natasha Denona și dacă ați văzut vlogmasul, ați văzut că mai am încă una care tot la fel îmi place mult de tot, dar aceasta a fost una dintre cele mai folosite. Și mai am să vă arăt la categoria aceasta de machiaj doar produsele pentru buze și am două. Întâi de toate, creioanele de la Boys & Berries, mai ales acestea în ambalajul de mov, cel puțin pe ele le-am folosit cel mai des, nu mai uitați-vă la creionul acesta în ce hal a ajuns, dar încă îl mai folosesc pentru că îmi place mult. Nuanța se numește Butter Nude, momentan nu am mai văzut-o pe Makeup Shop, eu de acolo cumpăr toate produsele Boys & Berries. Sunt niște creioane atât de cremoase și de pigmentate și rezistă foarte bine și poți să le combini între ele. Chiar și astăzi am folosit un creion pe acesta, nuanța Quartz, este un roz după cum se poate observa. După părerea mea, nu ai ce să cer mai mult de la un creion de buze. Prețul în continuare este destul de mic pentru un astfel de creion. Acum depinde și cât de intens îl folosești, pentru că dacă îl folosești cam de fiecare dată când te dai cu un ruj nude, cum a fost cazul meu cu acesta, într-adevăr se consumă mai repede, dar altfel te ține destul de mult, pot să zic, cel puțin un an cam așa te ține. Și în continuare să știți că folosesc și cumpăr creioane de la acest brand pentru că mi s-au părut foarte faine și vi le recomand dacă încă o dată vreți un creion pigmentat și cremos și de asemenea în niște nuanțe foarte purtabile, dragilor. Iar ca ruj, în 2022 m-a interesat să găsesc unul pigmentat și super, super rezistent. Așa că, dragilor, în sfârșit am pus și eu mâna pe rujul acesta lichid de la Maybelline. Este cel care se numește Superstay Matte Ink și da, am aici vreo 5 nuanțe, după cum se poate observa, și plănuiesc să-mi iau mai multe. Vi le-am adus pe toate ca să le vedeți așa, dar eu cel mai și cel mai mult am folosit nuanța aceasta. Este numărul 65, iar aplicatorul arată în felul acesta, cu burețel aplatizat așa pe părți, ascuțit în vârf și reține cumva în jumătate destul de mult produs și poți
poți să dai o formă foarte frumoasă buzelor direct cu rujul acesta. Iar altă nuanță favorită de la el este aceasta, rozul pe care îl am și astăzi pe buze. Nuanța se numește 15 Lover, doar că ce am eu astăzi pe buze este o combinație, creionul pe care vi l-am arătat mai devreme, nuanța Lover, dar și nuanța aceasta, un roz foarte deschis, numărul 10 Dreamer. Este un roz din acela, zici că e de păpușică Barbie, nu l-aș aplica niciodată pe toată suprafața buzelor pentru că este prea deschis și pentru mine, să știți, dar dacă îl combinați cu un creion de buze mai închis sau îl folosiți doar pe centru buzei, cum am făcut eu astăzi, este perfect pentru lucrul acesta. O să găsiți produsul acesta într-o grămadă de nuanțe. Eu l-am luat de pe Notino, dar se poate găsi și în supermarketuri și în DM și oriunde vreți voi. Dar din câte am observat, pe Notino mi se pare că am văzut cel mai mic preț la rujul acesta, undeva în jur de 33-35 de lei. De ce îmi place? Pentru că, bineînțeles, rezistă foarte, 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 foarte bine. Nu se ia pe cană, pe pahar în cazul în care bei ceva. Dacă într-adevăr mănânci ceva foarte, foarte uleios, cumva se mai estompează, dar într-un mod frumos, nu se cojește, nu vezi exact pe unde s-a dus rujul, cam asta este ideea, dar în rest, nu știu, cel puțin la mine a funcționat atât de bine încât v-am zis și în ziua anunții am folosit produsul acesta. Iar alt plus pentru acest produs este faptul că este atât de pigmentat încât trebuie să pui o cantitate foarte mică. Și aici vine și micul minus, să zicem așa. Chiar vă recomand să puneți o cantitate mică din rujul acesta, chiar să-l aplicați cu o pensulă de buze. Eu în felul acesta îl folosesc în mare parte, pentru că altfel devine cumva lipicios, dar nu se simte ca un gloss. Devine atât de lipicios în momentul în care vorbești, simți că se lipesc buzele între ele. Eu punând astăzi o cantitate mică, după cum v-am zis, nu se întâmplă asta. Cel puțin nu foarte rău, dar dacă aș fi aplicat direct cu pensula, cu siguranță aș fi pus prea mult și mi s-ar fi lipit buzele. Nu știu dacă sunt singura la care se întâmplă fenomenul acesta, aștept să-mi scrieți în comentarii, dar până atunci eu o să-l folosesc în continuare în modalitatea aceasta pe care v-am spus-o. Trecem acum la categoria produselor de skincare și înainte de asta, înainte de a vă arăta produsele, vreau să fac o scurtă mențiune. Anul trecut am folosit foarte multe produse de îngrijire a tenului, am tot experimentat, dar pentru clipul de astăzi am ales să vi le arăt pe cele care chiar au făcut o diferență cu tenul meu. Sunt multe care mi-au plăcut și mi-au lăsat o impresie bună, dar am zis să mă rezum strict la cele pe care, nu știu, dacă le folosești de câteva ori, deja poți să vezi o îmbunătățire. Așadar, o să încep cu masca aceasta tip șervețel. Este de la Oriflame din gama Novage Proceuticals. Este cea cu care v-am înnebunit în clipurile cu produse terminate. Conține niacinamide, deci este foarte bună pentru a exfolia tenul, îl exfoliază blând și lasă pielea foarte catifelată, hidratată și instant după ce o dai jos poți să vezi un efect de umplere cumva și lasă o luminozitate destul de puternică pe ten. Eu o folosesc cam o dată la 2-3 săptămâni în funcție de cum am nevoie de ea și îmi place foarte, foarte tare, mai ales pentru efectul acesta instant pe care poți să-l vezi pe fața ta și în același timp este o mască foarte fină, fiind confecționată din bioceluloză, este atât de moale încât este prinsă în două folii de protecție, deci când o desfaceți neapărat să le îndepărtați pe ambele și fiind atât de maleabilă, este perfectă pentru orice formă de față și pentru orice dimensiune și vine cu foarte mult produs, foarte mult ser, încât poți să-l întinzi și pe gât și pe decolteu și practic îți oferă și momentul acela de relaxare. În 2022 am avut niște perioade în care am experimentat cumva în jurul ochilor o piele mult mai uscată, în special undeva în zona aceasta. Așa că am folosit cu regularitate cremă de ochi, iar crema pe care am folosit-o intens și cu care am văzut o diferență este aceasta. Tot de la Oriflame, tot din gama Novage, doar că în varianta Skinergize, de la setul acela cu 20+, și mi-a plăcut la ea atât felul în care hidrata zona, chiar dacă avea o textură foarte lejeră, intra repede în piele, dar o simțeai mult mai moale și mai hrănită, nu conține parfum sau ceva de genul, cel puțin
nu știu, eu asta am simțit. Și alt avantaj pe care îl are este faptul că vine cu această bilă metalică ce se răsucește. Deci pentru a o folosi, strângi ușor de tub, iese produsul prin această bilă și pentru aplicare o răsucești, iar în felul acesta face și masaj în jurul ochilor, stimulează circulația și iar este un lucru benefic. Cu ajutorul ei și bineînțeles poate au mai fost și alți factori, am reușit să scap de pielea aceea uscată din jurul ochilor și cumva să mai elimin pungile de sub ochi și cearcănele. V-am zis, atât ea cât și, nu știu, ce alte chestii poate am mai făcut eu, au contribuit cumva și am obținut efectul acesta. Iar în momentul de față deja folosesc crema asta în varianta nouă pentru a doua oară, dacă nu mă înșel, dar am avut-o și în varianta veche, în varianta aceasta de la setul Skinergize, mi se pare mai bună. Mai am să vă arăt două produse pentru ten și apoi trecem la cele pentru corp și... Am folosit serul acesta, este prima dată când l-am folosit, când am descoperit acest brand, se numește Mara Blue și să știți că este un brand 100% românesc. O să vă las în descriere site-ul lor pentru că merită toată atenția, mai ales dacă vreți să folosiți produse locale. Eu am rămas plăcut impresionată și uitați cât am folosit din acest ser, aproape jumătate. Este unul care vine cu pipetă, culoarea deja o puteți observa, textura vă zic eu că este una foarte lejeră și intră extrem de repede în piele și este un ser pentru ten ce conține 3 ingrediente active și anume caviar, acid hialuronic în procent de 1% și peptide 3%. Practic este o combinație de ingrediente care ajută tenul să fie mult mai hidratat, mai elastic și mai luminos. Eu asta am văzut pe tenul meu, nu l-am folosit constant, trebuie să recunosc, în momentul în care am pus mâna pe el și m-am apucat să-l testez, da, într-adevăr, timp de 2-3 săptămâni l-am tot folosit și mi-a plăcut mult de tot efectul acela de umplere și de hidratare. Apoi a venit perioada aceasta mai caldă și l-am lăsat un pic pe pauză și când a venit perioada rece l-am reintrodus în rutina mea de îngrijire și îmi place mult, mult de tot. Iar în anul trecut, ce credeți, m-am apucat să folosesc retinolul. Am citit destul de mult despre ingredientul acesta minune despre care vorbește toată lumea și am decis că ar fi cazul să încep și eu să-l folosesc, având aproape 27 de ani și au început să-mi apară anumite riduri de expresie, din nou cum le zic eu, așa că retinolul acesta am înțeles că ar fi un ingredient important ce ajută în lupta aceasta cu îmbătrânirea prematură, cu hidratarea, cu tratarea anumitor pete sau nuanțe neuniforme de pe ten, așa că am zis, ok, folosim retinol. Dar m-am apucat să fac asta prin toamnă, să știți, și am decis să încep cu el. Este retinolul din gama Novage, din nou, Proceuticals. Procentul de retinol din produsul acesta, dacă nu mă înșel, este de 1,1%. Este un procent nici prea slab, dar nici foarte puternic, undeva între și între, care la mine a funcționat foarte bine. Eu, sincer, în momentul în care l-am pus pe față, știind cum ar trebui să reacționeze un acid, o exfoliere din aceasta chimică, pentru că am mai folosit înainte, am avut experiență cu acizii aceștia, mă așteptam să îmi scoată anumite coșuri de sub piele, anumite impurități, dar el a făcut pe dos. Eu, având un ten predispus la acne, întotdeauna vedeai câte ceva pe fața mea. Iar produsul acesta l-am folosit constant în primele 3-4 săptămâni, cam așa. L-am introdus foarte încet în rutina mea de îngrijire a tenului. Asta înseamnă că la început îl foloseam cam de vreo 2-3 ori pe săptămână, doar seara înainte de culcare pe tenul curățat și uscat, pui 2, maxim 3 pipete din acestea, compoziția este ca de ser, un ser din acesta lăptos, seamănă cu cel anterior pe care vi l-am arătat, iar în momentul de față îl folosesc ori în fiecare seară, ori una da, una nu, depinde acum de ce produse mai are nevoie tenul. Și în prima fază, v-am zis, tenul mi s-a curățat complet, nu înțelegeam ce se întâmplă, dacă totul se datorează retinolului, iar apoi am mai făcut o pauză, pentru că dintr-o dată, tenul meu a început încă o dată să scoată acele imperfecțiuni, am avut și niște perioade mai sensibile, am tratat imperfecțiunile cu produsele mele
specifice pentru lucrul acesta, pentru acne, iar după ce au început să se mai diminueze, dar încă mai erau acolo, am zis să reintroduc retinolul și ce credeți că s-a întâmplat? Iar mi s-a curățat tenul dintr-o dată, deci, nu știu, funcționează cumva. Într-adevăr, nu s-a curățat 100%, adică în anumite perioade ale lunii. Știți voi, fetelor, am mai avut și eu câte un coș, două coșuri pe acolo, dar nu ca înainte, deci mi-a plăcut mult de tot. Dacă alegeți să-l folosiți, nu uitați neapărat SPF 50 pe timpul zilei și aplicat doar pe timpul nopții acesta. Vorbim acum și despre produsele pentru corp. În această categorie am două să vă arăt, dar foarte bune să știți. Primul produs din categoria aceasta cu corpul este crema aceasta. Este o cremă de la Aven, nu știu cât de bine se vede în lumina mea. Cred că denumirea ei este Xeracan, dacă nu mă înșel. Este o cremă ce promite practic să restabilească bariera de protecție a pielii și cumva este o cremă reparatoare care hidratează foarte bine pielea, chiar dacă nu are o textură prea densă. Aceasta pe care o vedeți aici este în varianta de 200 de ml și vine și cu pompiță, ceea ce este super bine, dar înainte să trec la recipientul mare, am folosit-o în dimensiuni micuțe-micuțe și o să vedeți asta în următorul clip cu produse terminate, pentru că din cauza stresului au reînceput să-mi apară acele eczeme de dermatită atopică. Pentru cei care nu știți, mă confrunt cu lucrul acesta, îmi apar așa ocazional în funcție de cât de stresată sunt într-un anumit interval de timp, iar dermatologul mi-a recomandat crema aceasta, care ajută și să hidrateze pielea, să îndepărteze treptat-treptat acele descoamări, înroșiri ale pielii, dar de asemenea este bună și pentru a diminua mâncărimea, pentru că dacă ai dermatită atopică, implicit te confrunți și cu lucrul acesta. Și am folosit-o, dragilor, peste tot unde mi-au apărut eczemele, a funcționat impecabil, o aplicam în mare parte o dată pe zi, ori dimineața, ori seara înainte de culcare și m-a scăpat de ele, așa că o ador, îi mulțumesc din suflet și am zis să o arăt în clipul de astăzi că poate mai sunt persoane ca și mine care se confruntă cu această problemă și nu știu ce să facă până în momentul în care ajung la dermatolog. Și da, vă recomand să mergeți la medic, dragilor, dacă aveți probleme de genul acesta. Dar până atunci, să știți că există și soluția aceasta. La mine cel puțin a funcționat și sunt foarte fericită și o să o utilizez în continuare în cazul în care mai apar. Iar ultimul produs de astăzi este un parfum. Unul de care am fost și eu uimită, sincer, pentru că în general nu mă dădeam în vânt după el și vorbesc despre acesta. Este faimosul Giordani Gold de la Oriflame, parfumul clasic, dar în varianta nouă care a apărut în 2022. Varianta veche, v-am zis, nu prea mă impresiona. Aceasta nouă, mi se pare într-adevăr că mirosul parcă e ușor mai purtabil sau nu știu dacă mi s-au mai schimbat mie gusturile la parfumuri între timp și persistă atât de bine. Miroase dulce, pudrat, puternic, este un parfum care se simte. Când te dai cu el și intri undeva, crede-mă că pe lângă faptul că ți se simte parfumul, cine a mirosit vreodată parfumul acesta, cu siguranță va ști că te-ai dat cu Giordani. Cam atât de puternic este, e apă de parfum, să știți, da, apă de parfum, dar la mine este foarte intens, ține câteva ore bune și când zic asta mă refer, nu știu, ține undeva 8-10 ore, depinde acum și ce fac. Așa că da, el a fost revelația anului pentru mine, am folosit cam jumătate din el din câte se poate observa și l-am și recumpărat, dovadă că îmi place. Și am ajuns să vorbim și despre favoritele care nu țin de produse și o să încep cu serialele favorite din 2022. Am vreo 3 la număr, dar primul, cumva le pun așa într-un top, să știți, deci hai să începem cu locul 3 și este vorba despre Dahmer sau nu știu dacă am zis corect, o să pun oricum poze cu serialele, filmele, cărțile la care fac eu o referire aici și cu siguranță o să vă dați seama. Îl găsiți pe Netflix în cazul în care vă interesează și nu l-ați văzut până acum. Dacă m-ați mai urmărit, știți că mie îmi plac poveștile acestea, serialele și cărțile cu chestii polițiste, cu chestii macabre, cu criminali, iar personajul acesta principal pe mine cumva m-a marcat, mai ales că este inspirat și din realitate. Cumva lucrul acesta a contribuit pentru mine și a făcut serialul
și mai interesant de descoperit. Știu că după aia am văzut și un documentar cu acest personaj, de fapt această persoană din realitate, ca să înțeleg motivul din spatele acestor crime oribile pe care el le-a comis. Așa că da, m-a atras maxim și am vrut să mai studiez un pic situația. Deci dacă vă plac și vouă astfel de seriale, vă recomand să-l vedeți, dar mare atenție că în anumite episoade apar niște cadre destul de explicite cu cadavrele. Pe locul 2, ca serial preferat, avem bineînțeles Wednesday. Mi-a plăcut mult de tot. Știu că este cumva un serial așa mai mult de adolescenți, dar pe mine m-a prins, mai ales că și înainte de acesta mi-mi plăcea foarte mult familia Addams, urmăream tot ce era legat de ei, chiar mi se păreau foarte amuzanți, dar într-un stil din acesta tot așa cu umor negru, să spunem. Iar faptul că Wednesday, serialul, a fost filmat în România, iară este un motiv în plus, tind să cred, pentru care mi-a plăcut în mod deosebit acest serial. Abia aștept sezonul 2, îmi place foarte mult actrița principală și nu numai, sunt foarte mulți actori drăguți și interesanți în serialul acesta, așa că dacă cumva faceți parte din categoria persoanelor care încă nu au văzut Wednesday, vă recomand, dragilor, o să vă prindă, zic eu. Iar pe locul 1, serialul meu preferat din 2022, pe care l-am savurat, de-abia așteptam să mai văd încă un episod și încă un episod și am făcut maraton, credeți-mă, și când a apărut sezon nou în 2022, am făcut maraton cu el, atât de mult mi-a plăcut. Nu mi-a mai plăcut un serial atât de mult de când am văzut Squid Game, dacă nu mă înșel. Și mă refer aici la Destinația sau Manifest, cred că îi mai spune, acel serial cu avionul, cu oameni care a dispărut subit de pe cer și s-a întors dintr-o dată după 5 ani și pasagerii erau neschimbați. La fel, actorii mi-au plăcut mult de tot, mai ales că mulți dintre ei erau așa foarte frumușei și atractivi și stilul lor și cum se desfășura totul și că ei încercau să descopere practic ce s-a întâmplat cu ei și cu avionul. Foarte interesant, după cum v-am zis. Dacă nu ați văzut Destinația, dragilor, chiar merită. Știu că are mai multe sezoane, dar nu o să vă plictisească, mai ales dacă vă plac serialele acestea care vă țin în suspans și de la un episod la altul mai afli încă un detaliu, încă un detaliu și încerci să le pui așa pe toate cap la cap. Iar ca film preferat, să știți că eu în general nu prea mă uit la filme, mai mult mă uit la seriale. Dar am un film care mi-a plăcut în mod deosebit și este vorba despre Inimi Purpurii, sper că am zis bine, cred că da. Este cumva un film așa mai mult de dragoste, interesantă povestea dintre cei doi, drăguță, mi-a plăcut. De asemenea, actorii sunt foarte frumoși, atât ea cât și el, dar motivul principal, tind să cred, pentru care în mod deosebit am avut o atracție față de acest film, este faptul că tipa are diabet tip 1, era pusă pe pompă de insulină, așa că vă dați seama că eu am văzut filmul chiar în anul în care mi-am pus și eu aceste dispozitive și am rezonat foarte mult. Pe alocuri este un film emoționant, romantic, așa cum v-am zis, dacă vă place genul, vă recomand să-l vedeți. Dacă aveți ca și mine diabet, s-ar putea să vă placă și mai mult din punctul acesta de vedere. Iar acum la final vorbim despre cărțile favorite. Aici stă treaba un pic diferită pentru că am citit destul de multe cărți anul trecut și am multe care mi-au plăcut, dar ce m-a impresionat pe mine, am descoperit mai bine niște scriitori în 2022 care m-au impresionat cu aceste cărți pe care le-au scris. Așa că, întâi de toate, vreau să menționez pe autoarea care a scris cărțile acestea. Mi-am notat aici ce mi-a plăcut în mare parte. A scris cartea Hopeless, Totul se termină cu noi, Verity, cărți la care eu le-am dat 5 steluțe anul trecut. O să vă scriu numele acestei autoare aici pe ecran și o să vă inserez cărțile și dacă vedeți o codiță stufoasă prin cadru, este Cookie, care acum s-a trezit și deja s-a plictisit de cât a dormit pe aici. Mulțumim foarte mult, Cookie! Deci, revenind la ce spuneam, această autoare m-a surprins plăcut în 2022, că i-am descoperit aceste cărți. Toate mi-au plăcut mult de tot, toate cu 5 steluțe și datorită acestui lucru o să vedeți că o să-i mai citesc cărțile. În cazul în care ați ratat vreuna dintre acestea 3, vi le recomand în egală măsură. Iar alt autor care mi-e la fel,
Mi-a plăcut mult de tot, am mai auzit așa de el, dar l-am descoperit în 2022. Este, dragilor, un autor român, iar cartea scrisă de el, pe care am citit-o și ajunge în clipul acesta cu favorite, se numește Dragă, unde-s banii? Este o carte de educație financiară pe care o recomand pentru toată lumea, indiferent de vârstă, sex, ocupație, nu contează. Este o carte ce ar trebui să stea la baza tuturor în ceea ce privește gestionarea banilor noștri. Vorbește și despre economisire și despre multe, multe alte lucruri, așa că dacă simțiți nevoia să vă educați un pic mai mult pe partea aceasta financiară, vă recomand din suflet cartea Dragă, unde-s banii? Sunt sigură că o să vă placă, iar stilul este unul foarte simplu, cu exemple românești, cu umor așa pe alocuri, deci este o carte ce se citește rapid și din care cu siguranță rămâi cu ceva. Ei bine, dragilor, acesta a fost clipul de astăzi cu favoritele anului 2022. Aștept să-mi scrieți în comentarii cum vi s-a părut și care au fost favoritele voastre. Chiar sunt foarte curioasă, așa că aștept să împărtășiți cu mine. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să apăsați pe butonul de like și să vă abonați dacă nu ați făcut asta până acum. Și cam atât am avut de zis. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă las în partea aceasta mai multe clipuri interesante pe care să mergeți să le vizionați, iar până data viitoare, eu, ce să zic, mi-am luat pisoiul și ne auzim la următorul videoclip. Pa, pa! Cine-i mustăcios? Cine-i mustăcios?